Salut! Care sunt lucrările care pot fi efectuate de către persoane neautorizate și acasă? Asta bineînțeles în cazul în care dispun de scule, unelte, dar și de cunoștințe de bază. Așadar, în acest videoclip îți prezint câteva lucrări de bază pe care le poți efectua și acasă în siguranță dacă urmărești niște pași simpli și niște reguli de bază. cunoștințele tale în domeniul tehnic, dar și sculele sau uneltele de care dispui sunt factori care pot influența dacă poți sau nu să te apuci de o anumită lucrare. În general, trebuie să ții cont de faptul că, dacă ai o problemă cu componentele sau ulterior mașina ți se defectează, furnizorii de componente nu-ți vor accepta reclamația fără să dovedești faptul că componentele respective au fost înlocuite într-un servis autorizat. Și acum să vedem care sunt lucrările relativ simple, care se pot efectua foarte ușor și acasă, cum am zis, dacă dispui de câteva unelte și scule de bază și, bineînțeles, condiții minime de lucru. Prima lucrare și probabil cea mai comună este schimbul de ulei și filtre la motor. Pentru a schimba uleiul în motorul tău, în principiu ai nevoie de câteva scule de bază, cum ar fi chei tubulare, chei speciale pentru demontarea filtrului, depinde aici bineînțeles ce tip de filtru ai pe mașină, un recipient în care poți colecta uleiul uzat și în unele cazuri și de un aparat de diagnoză cu care poți reseta intervalul de service de pe bordul mașinii tale. În multe cazuri, bineînțeles, resetarea intervalului se poate face chiar din meniul mașinii sau printr-o combinație de taste pe care o găsești de regulă și pe internet. Înainte să te apuci de treabă, vei avea nevoie, bineînțeles, de uleiul potrivit motorului tău, ca și vâscozitate și normă, în cantitatea cerută de producător. De asemenea, vei avea nevoie de filtrul ulei și filtru de aer după caz recomand să cumpere aceste piese pe baza talonului, așadar magazinul se poate asigura că vei primi piesele potrivite pentru mașina ta. Schimbul de ulei se face cu motorul cald. În principiu sunt două modalități, fie drenezi uleiul prin bușonul băii de ulei, fie extragi uleiul cu o pompă specială, ambele soluții au atât avantaje cât și dezavantaje, dar eu personal recomand Metoda clasică adică golirea uleiului prin bușonul de scurgere de la baia de ulei. În cazul în care nu ai condiții să ridici mașina sau să ajungi cumva sub ea, va fi mai ușor să folosești o pompă cu care extragi uleiul prin țeava jojei de ulei. Așadar, procedura este relativ simplă. Desfaci bușonul de scurgere cu motorul cald și, bineînțeles, motor oprit. Lași să se scurgă uleiul. Ca să facilitezi o scurgere și mai rapidă al uleiului, trebuie să desfaci și bușonul de umplere, astfel sistemul prinde aer și uleiul se va scurge mai repede. În timp ce se scurge uleiul, poți schimba filtrul de ulei, dar și filtrul de aer, astfel lași și timp suficient uleiului să se scurgă de tot. Este recomandat să schimbi și bușonul de scurgere de la baia de ulei, Atenție mare la cuplul de strângere, mai ales în cazul în care ai o baie de aluminiu. Garnitura filtrului de ulei trebuie unsă cu puțin ulei înainte să o montezi la loc. După ce ai strâns bușonul de golire de la baia de ulei, următorul pas este să torni ulei în motor în cantitatea specificată de producător. Recomand să nu pui toată cantitatea ci de exemplu să pui cu 300 de ml mai puțin ulei decât recomandă producătorul și să verifici nivelul pe jojă sau pe display-ul mașinii după caz. Astfel te poți asigura că nu pui prea mult ulei, evident în cazul în care ai extras uleiul cu o pompă din motor, probabil nu ai reușit să extragi toată cantitatea și dacă pui cantitatea totală recomandată de producător, s-ar putea să te trezești că ai uleiul peste nivel. În cazul în care din greșeală ai pus prea mult ulei în motor, trebuie să dai jos diferența, astfel poți preveni niște defecțiuni la motor, cum ar fi să ai scurgeri de ulei la simeringuri, să defectezi DPF-ul, catalizatorul, etc. După ce ai schimbat uleiul, verifică încă o dată că nu ai scurgeri și pornește motorul. Asigură-te că marturul roșu de presiune de ulei se stinge imediat ce ai pornit motorul, astfel sistemul îți confirmă că motorul are suficientă presiune de ulei, deci din acest punct de vedere totul este în regulă. Lasă motorul să funcționeze câteva minute, după care verifică din nou să nu ai scurgeri la bușonul de golire sau la filtrul de ulei. Pasul următor este resetarea intervalului de service care se poate face fie cu un aparat de diagnoză, fie din meniul mașinii, fie printr-o combinație de taste de pe bord. Notează data și kilometrajul când ai schimbat uleiul din motor, astfel vei ști când va trebui să schimbi din nou uleiul în motorul mașinii tale. Alte activități de întreținere și reparații ușoare la mașina ta pot fi, de exemplu, gresarea balamalelor ușilor, care este recomandată cel puțin o dată pe an, Înlocuirea ștergătoarelor de parbriz, înlocuirea unor becuri arse, etc. Toate aceste activități necesită cunoștințe foarte simple de mecanică și se pot efectua fără să ai nevoie de scule sau unelte speciale. De unde poți învăța? Zilele noastre pe internet găsești foarte multe tutoriale, foarte multe informații bine documentate. Pe de altă parte, o altă opțiune este cea clasică, de exemplu, să-ți cumperi o carte de mecanică. Și eu recent mi-am cumpărat încă o carte de mecanică. Am aflat de ea pe canalul lui Răzvan 99 Vehicles. Este vorba despre această carte, se numește Tehnologia Automobilului Modern. Practic, este o carte foarte stufoasă care conține informații foarte valoroase pentru orice pasionat, dar și pentru mecanici, despre toate sistemele autoturismelor moderne. Găsești informații atât pe partea de mecanică cât și pe partea electrică, și chiar consider că este o carte foarte utilă. Asta dacă îți place să meșterești la mașina ta sau pur și simplu ești interesat de lucruri din domeniul. Tehnic. Alte surse, bineînțeles, sunt canalele specifice de pe YouTube, cum ar fi inclusiv canalul meu unde de asemenea poți găsi videoclipuri dedicate pentru subiecte tehnice, cum ar fi ABS, sistemul de injecție rail, cum funcționează un motor, etc. Dar cu siguranță nici această carte și nici un canal de YouTube sau orice alt document nu te face mecanic. Mecanica, pe de altă parte, se învață și prin practică, cum se spune, să furi meserie de la cineva care chiar știe, te poate îndruma, te poate ghida, te poate superviza. Sunt anumite lucrări relativ simple pe care totuși nu le recomand să le efectueze acasă în regim do-it-yourself. Un exemplu concret este să lucrezi la sistemul de frânare al mașinii tale. După cum știi, sistemul de frânare este cel mai important sistem de siguranță al mașinii tale, așadar în cazul în care greșești, aceste greșeli pot avea urmări foarte grave, inclusiv accidente. Deși par simple, recomand să le efectuezi la un servis autorizat, unde după orice intervenție este obligatoriu să se facă și o probă de frâne pe un banc, cum se face și la ITP, astfel Mecanicul se poate asigura de faptul că sistemul de frânare al mașinii lucrează perfect. Alte lucrări, precum distribuția, se pot face și acasă, dar aceste lucrări sunt deja de complexitate medie spre avansat. Îți trebuie mai multe scule și unelte speciale pentru blocarea motorului, chei dinamometrice, etc. De asemenea, în cazul în care, după 100 de km, ți se rupe un șurub sau pur și simplu îți sare distribuția de pe punct și ți se distruge motorul, vina și toată răspunderea îți aparține pentru că nu vei putea să faci nicio reclamație la nimeni din moment ce nu ai făcut reparația într-un servis autorizat rar pentru această activitate. Pe partea de diagnoză, în schimb, să citești codurile de eroare sau dacă te pricepi și mai mult chiar să-l interpretezi niște parametri live, poți găsi nenumărate tutoriale pe YouTube sau pe internet în general. Și aici trebuie să menționez faptul că trebuie să știi ce faci, mai ales dacă vrei să activezi, să dezactivezi niște componente, să codezi componente, deci trebuie să știi ce faci, altfel poți da peste cap ceva și poți avea inclusiv probleme de pornire la motorul tău. Așadar, este foarte important, înainte să te apuci de orice lucrare în regim do-it-yourself, să ai cunoștințele necesare să le poți efectua în siguranță, pe de altă parte, să dispui și de sculele necesare efectuării lucrării respective. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip, și te invit de asemenea să urmărești și celelalte videoclipuri de pe canalul meu, unde voi posta în continuare informații utile despre mașini pentru pasionații de mașini. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!